Cine este el? Ferdinand. Și de cât timp e căluțul tău? L-am primit de ziua mea cadou de la părinții mei și l-am de 21 aprilie. Ce îți place să mănânci? Mere, morcov, zahăr. Îi dai? Uh-huh. Se poartă frumos sau cum? Da, mai mult când se poartă frumos. Dar ți-e greu să o conduci așa în lume? Uneori. De ce? Pentru că e mai greu să controlezi un car. April. April? De la aprilie? Da. Și el și eu suntem născuți în aceeași lună. Cum este? Foarte cuminte. Ce înseamnă pentru un copil toată activitatea asta, având în vedere că se întâmplă în natură? E foarte benefică. Caii sunt niște animale foarte înțelegătoare și foarte empatice. Cu atât mai mult că acest sport se practică destul de mult în natură, este un foarte mare plus. Călăria este un sport care se poate practica la orice vârstă, până la 60-70 de ani. În general, este un sport practicat mai mult de fete, de domnișoare, deoarece dezvoltă foarte mult eleganța și putem să demonstrăm și noi că suntem la fel de bune ca și băieții. Nu există concurență între bărbați și femei în acest sport. Toată lumea este pe picior de egalitate. Din punct de vedere psihologic, se pot organiza și efectua terapii cu cai. Cai sunt niște animale cunoscute pentru spiritul lor terapeutic. Avem în zonă unele dintre cele mai frumoase exemplare de cai din rasa Shaghi Arab, cal de sport românesc. O ședință de echitație începe de la 30 de minute în care se învață chestiile elementare și poate ajunge până la 45, o oră, o oră și 30 de minute. Noi, ca școală de echitație, ne-am propus să facem, să promovăm sportul călare și am promovat tabere de echitație pe perioada vacanței de vară. Activitatea de bază este echitația în prima parte a zilei, după care avem fel de fel de acțiuni, de activități educative, distractive și alte activități sportive. Este o zonă în care ne ajută natura, caii și copiii sunt minunați, așteptăm dacă sunt doritori.